Or fi depășit orgoliile politice, nu știm că noi nu facem parte din această alianță, fiecare... Da, mai vedem declarațiile și le urmărim. Da, dar eu vă spun că această campanie în teritoriu a acestei mari coaliții salvatoare e foarte problematică, pentru că se plângeau unii lideri PSD dintr-un județ limitrof Bucureștiului că au primit o cărticică pentru europarlamentare care este cu PSD și PNL și ei candidează ca la primărie individual PSD și PNL. Și spuneau, dom'le, cum mă duc să le fac campanie la europarlamentare împreună când eu aici mă bat cu contracandidatul meu care este din aceeași, așa zisă, coaliție, că nu mai înțelege nimeni. Gândiți-vă ce va fi la capitală, ce va fi pe sectoare. Nu mai înțeleg oamenii nimic. La noi măcar lucrul este foarte clar. Votăm Cristian Popescu Piedone primar general și votăm Partidul Umanist Social Liberal. Și cu asta punct. Acolo nu se știe ce se întâmplă. Deci e ceva de groază. Credeți că se va duce electoratul și va lua un buletin de vot de acolo și un buletin de vot cu altă formațiune și un buletin de vot de la altă formațiune și se va duce și va pune ștampila diferit? Credeți-mă, eu nu cred așa ceva. Nu vor înțelege oamenii nimic. Cetățeanul nu va înțelege nimic. Cum îl va reprezenta o formațiune la primăria generală, o altă formațiune la primăria de sector? Deci nu vor înțelege absolut nimic. Dar eu le recomand să voteze Partidul Umanist Social Liberal, că e simplu. Acum cred că...